Dumnezeu, stimați telespectatori, face mare plăcere în această seară să l-am invitat pe un domn foarte drăguț, care cred că și domnilor voastre v-a provocat multe clipe plăcute sau pentru unii mai puțin plăcute. Este vorba despre domnul Dan Diaconescu, care a fost foarte amabil și a acceptat destul de ușor invitația pe postul nostru de televiziune. Bine v-am găsit, domnule Dan Diaconescu. Bine ați venit. Felicitări pentru noua activitate pe care o începeți zilele acestea, care da ca director sau ca ce? Ca realizator. Ca realizator la o nouă televiziune, televiziunea Oglinda. N-am voie să spun Oglinda, dar am spus Oglinda, stimați telespectatori, mi-asum riscurile. Mai devreme îmi spuneați, doamnă, am viață grea. Cu asta am început discuția noastră. La ce vă refereați când ați spus lucrul ăsta? Ați asistat la o mică parte a programului meu, deși astăzi e o zi considerată liberă pentru mulți dintre români. Și pentru mine e liberă. Dacă îmi permiteți, astăzi este duminică, să știți, stimați telespectatori. Noi am lucrat de dimineață și vom mai lucra până târziu noapte, am lucrat și ieri și cam de pe 15 decembrie anul trecut lucrăm aproape în continuu. Într-adevăr, în prima parte a anului mai aveam sâmbete libere, acum, apropiindu-ne de finalul proiectului, e din ce în ce mai greu. A fost greu până acum, dar adevăratele probleme abia acum încep. Acum se fac legăturile cu satelitul, cu radio rele, deci lucruri care, într-un fel, nu prea țin de noi, țin de altcineva și, ca de obicei, în România, când ajungi să depinzi de altcineva, e destul de rău, fie că e vorba de clasa politică, fie că e vorba de agențiile de publicitate sau de oameni de afaceri, în general ziariștii au de trudit atunci când se lovesc de aceste probleme. Spuneți-mi, stimate domnule Dan Diaconescu, dumneavoastră ați lucrat destul de mult la televiziunea aceea și unde ați realizat și emisiuni foarte interesante la care ne uitam toți cu mare plăcere. La un moment dat s-a produs un stop. Din ce cauză? Foarte multă lume și-a pus această întrebare. Da, de atunci și până acum eu n-am avut ocazia să o spun decât pe diferite tronsoane și doar în câteva publicații. Deci suntem primii care vă dăm posibilitatea să... Da. O să mă plătiți bine pentru asta, nu-i așa? S-a produs atunci un lucru deosebit de grav, sigur eu sper să... ca ceilalți ziarii să nu treacă prin așa ceva sau dacă cumva, Doamne ferește, vor trece, abia atunci să ne dea dreptate. Au fost foarte puțini care ne-au sărit în ajutor, au fost foarte puține televiziuni care ne-au întins o mână, din păcate a fost doar până la jumătate, fiindcă imediat după ce s-a produs despărțirea dintre mine și Tele7 ABC, una unilaterală, atunci noi am crezut că toată lumea va fi de acord cu noi și va fi de aceeași parte a baricadei. Nu s-a produs asta, din păcate. Toate ziarele, sau mă rog, o mare parte dintre ele, ziarele centrale, cu care noi aveam relații perfecte până acel moment de colaborare, făceam schimb de informații, noi le promovam anumite titluri, ei la rândul lor ne susțineau cum puteau. Din acea zi ne-au întors spatele, ca de obicei în România, doar atunci când ești în vârf, din păcate așa au înțeles mulți colegi din presă să facă, doar atunci te susțin. Imediat cum am căzut, nimeni nu ne-a mai căutat. Cu mici excepții, spuneam, au fost două televiziuni care ne-au făcut o ofertă, din păcate atunci când am discutat despre programul în sine, despre anumite casete care urmau la difuzare în luna decembrie, acele televiziuni au renunțat și ele și au spus că ar fi prea grav pentru ei să dea publicității asemenea materiale, imediat și-ar pierde licența sau ar avea anumite controle și anumite probleme. Ce s-a întâmplat atunci de fapt? Deci după 2 ani și 3 luni de colaborare permanentă cu Tele7, n-a fost o seară în care eu să lipsesc din program, cu excepția zilei de sâmbătă, ci după derularea unui contract perfect între cele două părți, Tele7 ne-a spus cu 30 de minute înaintea programului, deci era ora 19:30 seara, 29 noiembrie, că nu mai avem ce căuta în acea clădire. Cum chiar așa v-a spus, nu mai aveți ce căuta în acea clădire? Da, că la modul ăsta, nu ce... ne cunosc, nu mă cunosc, nu știu cine sunt eu și că nu am nicio emisiune în seara respectivă, nu am ce și căuta. Și cine v-a spus acolo lucrul ăsta? Asta erau noi patroni ai postului care veniseră în luna septembrie.
Freddy Robinson, grupul Robinson din Israel, reprezentat de Freddy Robinson, și Liviu Mandler, reprezentatul lor de aici din România. Calitate de director general al postului, împreună m-au chemat cu o jumătate de oră, spuneam înaintea emisiunii, eram în turul al doilea al alegerilor, era plină campanie electorală. M-au invitat în biroul lor, cum spuneam, cu puțin timp înaintea emisiunii și mi-au întins o hârtie, a spus semnează, știu repede hârtia asta, ca să o dăm la presă. Nu știam despre ce hârtie era vorba, mă închipuiam că cine știe despre ce proiect s-ar fi putut comunica presei în seara respectivă, un proiect nou, ei veniseră cu multe idei generoase. Chiar eu, într-un fel, i-am adus la Tele7 prin faptul că ei au cunoscut instituția la început prin niște emisiuni ale mele legate de scandalul băncii Dacia Felix, în care am avut invitați, pe de o parte, reprezentanții izraelieni, pe de alta aceia ai băncii naționale. După acea emisiune, ei au concretizat oferta de cumpărare a postului Tele7, l-au cumpărat și după numai două luni de colaborare oarecum normală, m-au chemat în seara respectivă, mi-au arătat acea hârtie. Pe hârtie era vorba de un comunicat care urma să-l semnez, în care se spunea că din motive medicale, familiale, eu anunț telespectatorii că suspend emisiunea pentru o vreme. Și de desubt trebuia ca eu, Dan Diaconescu, să semnez. Și am crezut că e o glumă. Am văzut că totuși ei țineau foarte mult la hârtia aia. Le-am spus totuși că există un contract între noi, un contract extrem de păgubos, dacă e să privim lucrurile din punctul ăsta de vedere pentru mine. Eu trebuia postului Tele7 să-i plătesc niște bani lunar, deci eu n-am avut salariu de la Tele7 de un an și ceva. Și sigur că, la schimb, aveam niște minute de publicitate pe care le foloseam după cum credeam și în interesul firmei mele, Oglinda Press. Cu alte cuvinte, un lucru care e important de spus, eu n-am luat niciodată niciun leu de la Tele7, ci doar eu dădeam la Tele7 din când în când niște bani, plăteam decorurile, plăteam apa minerală sau machiajul invitaților. Și de unde plăteați? Din încasările ziarului Oglinda, în primul rând, și a firmei mele, care are obiect de activitate în presă, tot ceea ce înseamnă distribuție de presă și, cum spuneam, chiar și din minutele de publicitate ale emisiunii, fiindcă jumătate din minutele de publicitate eu le administram în mod direct, deci le vindeam, încasam bani, plăteam cheltuielile emisiunii, telefoane, benzină, o echipă serioasă de documentare, o echipă de altfel redutabilă, fără de care nu puteam să fac nimic. Bine, dar în contractul dumneavoastră, când ați început activitatea la ei, nu era specificată o sumă de bani pe care trebuiau să vă dea? V-ați înțeles de la bun început? Eu am început în niște condiții grele, într-un moment greu al lui Tele7. Deci ați ajutat efectiv dumneavoastră. Pentru treaba asta, într-un fel, am de adus mulțumiri postului Tele7, fiindcă acolo totuși am cunoscut notorietatea. Eu lucrasem înainte la televiziunea Supernova, o televiziune mai mică. Am venit la Tele7 împreună cu Aristide Buhoiu. De aceea trebuie să recunosc ceea ce a fost bun la Tele7, dar nu pot să trec peste lucrurile neplăcute sau extrem de neplăcute care s-au întâmplat pe urmă. Deci m-ați întrebat cum a început colaborarea. Eu am mers în 1998, luna august, la Tele7 ABC. Mi-am oferit serviciile, ei au spus că trebuie să vadă cum va merge emisiunea. Evident că nici eu n-am cerut niciun ban, nici ei n-au pus niciun fel de condiții. Tot ceea ce am cerut și ei mi-au satisfăcut, un spațiu începând cu ora 21. L-am cerut mai lung, ei mi-au oferit 20 de minute. După numai două săptămâni emisiunea a avut oarecare priză. A fost câteva evenimente de presă legate, țin minte, de lista spionilor din guvern și de alte subiecte, mă rog, produse de invitații mei din țările respective. Pe urmă am lungit emisia la 30 de minute. După aceea, la prima problemă legată de o emisiune cu Rona Harner, cei din Tele7 au avut serioase, într-adevăr, probleme legate de autoritățile de la vremea respectivă, care au venit în controle, care au pus anumiți pumni în gurile celor care atunci administrau Tele7 ABC. Și cei din Tele7 au spus că dacă mai vrem să continuăm o asemenea emisiune cu mari probleme pentru postul Tele7, ar trebui noi ca firmă producătoare să ne asumăm și costurile emisiunii, adică să plătim niște bani lunar
costurile astea au crescut cu timpul. Noi începusem pe această manieră, sigur că de acum ne era foarte greu fără emisiune, fiindcă aveam un public al nostru, un public care în același timp căuta și ziarul Oglinda, deci era o activitate editorială foarte bine legată, care dădea de mâncare la aproape 60 de oameni. Nu puteam să întrerupem, deși Tele7 avea anumite cereri din ce în ce mai exagerate, legate nu numai de partea financiară, ci și de partea editorială. Începeau totuși să se respingă subiecte, chit că treceau totuși aproape 3/4 dintre ele, lucru care nu se putea pe o altă televiziune, ca să fim sinceri până la capăt. Spuneți-mă, și cine nu dădea voie ca să treacă aceste subiecte? Erau diverse probleme, sigur, vedeți, unele erau chiar de înțeles. Și asta e drama presei românești. Veneau controle de la Garda Financiară, de la Poliția Economică. Controlele puteau să se soldeze cu niște urmări nefaste pentru întregul canal, dacă nu pentru emisiunea mea. Controlele veneau simultan. Eu lucram deja la ziarul Cotidian, eram director acolo și veneau echipe de la Poliția Economică la ora 8 dimineața și la Tele7 ABC și la ziarul Cotidian și la ziarul Oglinda. Cei din Tele7 se uitau la mine și mă întrebau și spuneau, uite, Dane, din cauza ta ce pățim? Și atunci îmi spuneau că ar fi totuși bine ca măcar pentru o perioadă o anume casetă sau un anumit invitat să nu-l mai chem sau să nu mai difuzez în emisiune. Înțelegeam într-un fel aceste situații, până la un moment dat când eu spuneam, a trecut perioada aia, hai să dăm caseta respectivă, uneori mai dădeam, uneori nu mergea. Au fost totuși în ultima parte vreo 3-4 subiecte refuzate, sunt poate de acum cunoscute. Caseta cu Mineriada de la Stoienești nu s-a putut difuza nici până în ziua de azi. Cine nu v-a lăsat să o difuzați? Sigur, vechea conducere a postului Tele7, nu cea nouă. A fost o casetă cu fostul consilier prezidențial Dorin Marian, tot de mai vechea parte a activității Tele7 legată, și pe urmă conducerea israeliană bloca aproape tot, mă rog, se desfășurau ostilitățile într-un fel ca și la celelalte canale, fiindcă sunt casete care eu le-am primit, să zicem, de un an de zile. Cei care mi le-au trimis mie cred că le-au dat și altor ziariști, fiindcă au văzut că eu nu le-am putut difuza și pot demonstra că acele casete nu s-au difuzat nicăieri. Prin urmare, cel puțin televiziunile naționale sunt rău de tot prinse într-un joc de interese care poate că le va costa, poate că nu, poate că le va fi mai bine așa, a la lung, poate că noi, cei care încercăm să difuzăm toate lucrurile astea, vom pierde în cele din urmă. Și credeți totuși că, adică totuși, credeți că, într-adevăr, televiziunile și presa românească este foarte cenzurată și acum? Nu e cenzurată, este o cenzură autoimpusă de către conducerile televiziunilor, radiourilor, deci sau ziarilor. Deci fiecare televiziune face ce se... Cred eu, e părerea mea, din motive economice foarte clare. În București, cel puțin, în acest moment, nu există nicio televiziune care să fie cu taxele și impozitele achitate la zi. Din acest motiv, orice om probabil înțelege că nu poți să spui lucrurile până la capăt, fiindcă oricând e șantajabil și, într-adevăr, e dureros să ți se închidă canalul pentru neplata unor taxe, mai bine canalul emite și spui adevărurile pe sfert sau deloc. Ați avut situații când vi s-a părut, am fost delicată, vi s-a părut că ați fost șantajat? Sigur, și au fost de multe ori cazuri concrete, au fost afacerea Safi, sigur, e vorba de un șantaj într-un anume sens, fiindcă pe foarte acum o perioadă mai lungă de timp, deci au venit cei de la Safi, conducerea de atunci, și mi-au oferit, țin minte, chiar în acest birou, $20.000. Ca să nu continuăm să publicăm ancheta privind dezvăluirile Safi, a apărut în acel moment, era 1995, în ziarul Oglinda a demarat acea anchetă și atunci au venit cei de acolo să blocheze acest material. Noi n-am luat acei bani. În timpul ăsta, mulți colegi de-ai mei din presa centrală, oameni serioși și aparținând de generații cu experiență, luau publicitate cu lăcomie de la Safi și situația era în felul următor. Pe Tarabe erau 10 ziare care publicau reclamă la Safi pe pagina 1. Noi scriam împotriva lui Safi, sigur, cu un tiraj mai mic și fără acei bani din publicitate.
Nu se știe nici până ziua, dar cine a fost mai câștigat, ziarele au rămas cu acei bani, cu acele sume uriașe. Pe urmă, când Safi a căzut și poliția a intrat pe fir, toate ziarele au spus că Safi, într-adevăr, era o mare scrocherie și ei știau că o să se întâmple așa. Publicul român nu este încă în stare să sancționeze asemenea greșeli ale presei, din multe alte motive. În Occident, un ziar care ar practica o asemenea manieră de lucru și-ar pierde probabil imediat publicul de a doua zi. La noi nu se întâmplă lucrul ăsta și nu știi, repet, cine este mai câștigat. Concurentul meu, care publică lucruri fără documentare, publică, face șantaje de presă, sau un ziar cinstit care își vede de treaba lui, dar care sucombă din lipsă de fonduri sau de bani. Ce înțelegeți, vă rog, prin generații cu experiență raportat la ceea ce se întâmplă astăzi în presă? E vorba de ziariștii care sigur au lucrat înainte de 89, care știau, au apucat să învețe meseria asta foarte bine, dar au apucat să și trăiască într-un sistem destul de ciudat. Acum, noi ceilalți, începând presă de după 90, am avut sigur avantajul că nu am avut ocazia să-l lăudăm pe Ceaușescu, nu ne-am putut păta în sensul ăsta, numai că toți colegii mai tineri din presă au învățat din experiența celor mai în vârstă și practică, din păcate, un sistem identic. Ziaristul, noi mergem foarte mult pe anchetă și un ziarist care are salariu la mine de 5 milioane de lei sau 3 milioane, merge în anchetă, eu îl trimit să documenteze o anumită afacere și se întoarce și îmi spune că afacerea este ok, nu e nimic de scris și noi nu avem niciun fel de control. Eu nu știu dacă într-adevăr așa stau lucrurile sau acel om de afaceri nu i-a dat 10.000 de dolari și să îmi raporteze mie că acolo toate lucrurile sunt în regulă. Deci e greu să faci presă cu bani puțin, tentațiile sunt mari. Un ziarist sportiv însoțește echipa națională, să spunem, pe banii Federației Române de Fotbal, cum se întâmplă absolut în toate cazurile. Este greu când Naționala ia bătaie cu 4-0, ziaristul să scrie că Naționala joacă execrabil și că ar trebui schimbat antrenorul, fiindcă a fost acolo la meciul respectiv pe banii naționale și este greu pentru un român, un ziarist român, când intră în casa unui om pe banii omului respectiv, să mai scrie și despre anumite nereguli văzute acolo. Deci e greu să faci presă până una alta. Dar ați avut situații, domnule Conesu, când dumneavoastră, în emisiunile pe care le-ați avut la Tele7, ați prezentat și cazuri în care nu ați fost chiar foarte, foarte bine documentat în ceea ce ați dat pe post? Au fost multe situații, eu tot timpul am vorbit sau am încercat să le explic, fiindcă nu este posibil o documentare în mare grabă, în România, în condițiile din România, și pentru asta noi ne-am pus la adăpost în două feluri. Pe de o parte, am trecut pe ecran în mod explicit că toate afirmațiile aparțin invitațiilor. Pe de altă parte, am căutat ca invitații să-i verificăm cât de mult se poate. Sigur că erau momente când de pe oră pe alta se schimbau subiectele și intrau în emisiune, noi lucrând totuși în condiții de concurență și eu având colegi care făceau aproape același format de emisiune, dar o oră sau două mai târziu, în fiecare seară, și din aceste motive s-a mai și greșit, numai că nu cred că putem afla prea curând cum este mai câștigat publicul telespectator, să-i prezinți totuși ceva cald și la prima mână, sau să stai să te gândești săptămâni la rândul dacă să publici un material sau altul. În timpul ăsta, într-o țară ca a noastră, se întâmplă multe și din aceste motive, zic eu, adevărul a ajuns trunchiat de cele mai multe ori la telespectatori. Pentru că ați avut și situații în care anumite persoane v-au și înjurat, să știți, cred că știți lucrul ăsta. Eu am foarte mulți prieteni, din fericire, pe care nu-i cunosc și am văzut mai ales în ultima vreme și destui dușmani. În ultima vreme am văzut aproape pe toți, sper să-i fi văzut pe toți cu ocazia asta. Dar noi căutăm să-i înțelegem pe toți. De când nu mai suntem pe sticlă, cum se zice, toată echipa noastră a coborât în așteptarea celorlalți oameni cu care lucram, în sensul că nu li se mai oferă atâtea bune intenții cum era până acum. Ce să vă zic, de acum două revelioane, noi aici am primit, că am și fost curioși când eram, cum se zice,
La modă am primit 800 de felicitări din partea mai marilor zilei, că era vorba de lideri ai opoziției, de lideri ai puterii, de oameni de afaceri, de diversi lideri ai unor grupuri de interese. La Revelionul trecut eram după numai câteva 20 de zile de lipsă de emisiune, am mai primit doar 2 felicitări. Acum, poate că a fost și un revelion mai ciudat ăsta, în care s-au schimbat puterile, poate că oamenii au avut treabă, dar noi înțelegem să ne facem datoria până la capăt. Noi tot timpul vom fi niște ziari, într-un anumit sens, de opoziție. Sunt ziariști care sunt tot timpul ziariști care laudă puterea. Noi, probabil dacă e să fim încadrați într-un segment, suntem dintre acei ziariști care critică puterea. Asta înseamnă... Dar asta nu înseamnă că aveți ceva cu puterea. Nu, 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 sigur, atunci când greșește. Dar dacă observați, este o acalmie, cel puțin asta e părerea noastră, pe micile ecrane aici la București, nu se mai vorbește despre nimic și despre nimeni. Pare o vacanță de cel puțin 6 luni, luată de toți contrabandiștii și de toți mafioții. E greu de crezut că hoții să-și fi luat concediu. E greu de crezut ca niciun politician să nu mai greșească acum aproape nimic. Se vorbește despre toate scumpirile, ca despre un lucru necesar. Totdeauna s-a vorbit despre scumpiri, ca de 10 ani încoace, ca de un lucru necesar. Într-adevăr, dar poate probabil că e necesar. Dacă până acum mai existau totuși câteva voci, că erau câteva televiziuni neînregimentate într-un anume sens, acum parcă toate vorbesc la fel. Culmea, cu excepția TVR-ului 1, care mai lasă să uneori să mai treacă niște adevăruri. Acum, în fine, fiecare își gândește singur politica editorială. Noi sperăm să umplem acest gol, să lăsăm pe toți oamenii să vorbească ceea ce crede și să răspundă pentru ceea ce zic. De la omul de pe stradă până la omul din structurile înalte ale țării, să găzduim absolut tot ceea ce înseamnă conferințe de presă, cât că sunt al unui partid aflat la putere sau în opoziție, să vorbim despre ceea ce face bun guvernul sau președinția, dar să și arătăm pe larg lucrurile nevăzute de marele public atunci când se mai și fură, fiindcă se fură vârtos. Credeți că se fură? Eu nu cred, domnul, de acolo. Foarte mult, foarte mult, fiindcă există, a fost poate cea mai bogată, adică sigur, cea mai bogată campanie electorală din România. Eu însumi știu exact cifrele, fiindcă chiar am lucrat în ea direct. Au fost sume abracadabrante, care înțeleg acum de la foștii șefi ai campaniilor electorale că și le-au recuperat. Ori e vorba de zeci de milioane de dolari care nu puteau fi recuperați decât într-un fel mergând la limita dintre lege și legalitate. Probabil că actele dovedesc că lucrurile stau bine din punctul ăsta de vedere, însă nimeni în România nu va putea fi convins de niște milioane de dolari recuperate în 3-4 luni, fiindcă tot omul care lucrează cinstit și are propria lui afacere știe că nu poți să câștigi milioane de dolari în 3 luni de zile în România. Domnul Iaconescu, vreau să ne întoarcem puțin. Deci v-au dat afară de la, așa, folosesc cuvântul ăsta, că asta au făcut, v-au dat afară de la Tele7 ABC, într-un mod nu prea elegant, după cum ați explicat. Da, ca să zic până la capăt așa, povestea, eu am refuzat să semnez acel comunicat. Ei au început să-mi argumenteze că guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, nu vrea să semneze relicențierea Băncii Dacia Felix, să pună Banca Dacia Felix în legalitate, o bancă aflată în proprietatea grupului Robinson. Din motive de Dan Diaconescu, adică eu nu știu ce-i făcut în ultima vreme Muguri Sărescu și din motivul ăsta omul nu semna acel act, eu le-am explicat că nu cred că este vorba de așa ceva. Pe urmă mi-au argumentat cu fostul ministru al finanțelor, Decebal Traian Remeș, care, fiindcă eu scrisesem de fiul domniei sale, că ar fi primit un BMW de ziua sa de naștere, cadou din partea tatălui. Nu i-am scris acest lucru, n-am primit niciun drept la replică, probabil că chiar a primit. Din documentarea noastră așa a reieșit. Dumneavoastră ce mașină aveți? Eu personal n-am nicio mașină, firma noastră are mașini, avem 3 Daci, 2 All-Seat-uri, o Dacia Papuc, un Opel, eu merg cu un Opel, Vectra, și mai avem la publicitate un Ford. Deci sunt mașini de reprezentare,
O firmă care, dintre firmele care fac presă în România, și cunosc eu, este cu toate taxele și impozitele achitate la zi și tot ce am făcut numai din presă și zicem noi pe Mătălin căi foarte cinstite, niciodată noi n-am alergat după publicitate. Dacă a venit ceva publicitate, a venit singură, datorită audienței foarte mari a emisiunii, în primul rând. Păi am râs de olsituri pentru că eu am olsit și am un olsit vechi și așa care pârâie tot timpul, dar mie îmi place că oricum n-am bani să-mi iau altul, așa că sunt fericită că la dumneavoastră se mai umblă cu olsituri, deci nu numai eu umblu cu olsituri. Ce vreau să vă spun, cum adică n-aveți niște mașini așa mai, eu știu, mai de calitate, mai barosane, cum se spune? Că eu am auzit totuși că aici se primesc bani la greu, cum se spune acum. Că Unde? dumneavoastră primiți bani la La greu noi? din toate, pe așa spune lumea, eu spun acum Da. acest, așa spunea și dumneavoastră, lumea Da, spune eu că, am avut un da, incident de genul ăsta chiar în direct așa, și la un moment dat domnul Triță Făniță m-a întrebat, sigur, într-un fel afectat de tonul sau poate de sensul unei anumite întrebări, a zis, domnule, dumneata vorbești care percep invitațiilor nu știu ce taxă. Și atunci l-am întrebat, domnul Triță Făniță, dumneavoastră câți bani ați plătit ca să intrați aici? Omul a spus, eu n-am plătit niciun ban. Și nu am mai vrut să prelungim discuția, lumea probabil că a înțeles și era de înțeles. Există foarte multe speculații, foarte multe zvonuri și acum, cu înființarea acestei noi televiziuni, toată lumea se întreabă de unde sunt fondurile. Unii Și au eu m-am spus că întrebat, să ne-a dat știți. Vadim 5 milioane, pe urmă, când au văzut că noi lucrăm cu Mircea Dinescu, au spus că ne-a dat Măgureanu, pe urmă, când s-au lămurit și cu Măgureanu, au spus că mafia rusă, acum suntem la Soros, capitolul Soros și nu știu ce biserică baptistă, am citit prin ziare, care n-ar fi finanțat. În realitate e vorba, ca și în cazul ziarului Oglinda, de o afacere de presă făcută, zicem noi, cum trebuie, cu bani foarte puțini și cu randament maxim. E vorba de oamenii noștri care au înțeles să lucreze în toată perioada asta pentru televiziune, într-un fel fără bani, pe datorie. E vorba de oamenii de la firma care au înțeles să ne ajute, să ne dea aparatura și noi să o plătim când putem. Sigur că am plătit un avans și am oferit niște garanții. E vorba de diversi sponsori care ne-au plătit publicitate în avans, fiindcă cred în noi și cel puțin în emisiunea mea, care se va regăsi în grila acestui canal nou de televiziune. Deci, De ce? începeți emisiunea. Începem în scurt timp, deci în câteva zile, începând cu luna mai, demarăm tot ceea ce înseamnă o televiziune națională, deci cu probe și cu, întâi cu un semnal, cu o miră, care va ajunge la toate societățile de cablu din țară Deci, și și la pe noi, la urmă Blancea, nu este în televiziune prin cablu. și pe urmă cu un program oficial începând cu seara de 9 mai la ora 9 seara vom debuta și vom prezenta toate surprizele pe care le pregătim de atâta luni și vom povesti și ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni cu acest canal de televiziune nou, câte bețe în roate am putut să primim și câte lucruri neînchipuite se pot întâmpla cu niște tineri care vor să facă ceva în țara asta și poate mulți o să tragă învățăminte din povestea asta. Ați avut bețe în roate, vi s-au pus bețe în roate la înființarea acestei televiziuni? Cu nemiluita. N-a fost act, n-a fost autorizație, au fost zeci de avize care trebuiau obținute, unde să nu avem probleme. N-a fost pas pe care să-l facem cu televiziunea de la un cablu tras până la orice reflector și orice instalație cu care să intrăm în legătură cu celelalte organisme, nu știu, de la telefoane până la energie electrică, unde să nu avem probleme. Nu numai că nu ne-au ajutat deloc, într-un anume fel, autoritățile, dar ne-au pus și bețe în roate, ceea ce nu s-a întâmplat la firme de salubritate care vor să-și facă televiziune, de la sunt niște parteneri, niște agenți economici care au niște abatoare și vor să-și facă televiziune. La noi au mers lucrurile foarte greu și din cauza asta am și întârziat și am avut totuși de suferit foarte mult în ultima Da, vreme. de ce credeți că vi s-au pus rețele? Nu Le e știm, frică de nu știm, dumneavoastră? nu știm. Probabil că da, probabil că sunt alte coincidențe Priorități? Poate nefericite. sunt alte priorități. Poate că suntem noi, cum să zic, exagerați în gândire. Dar cert e că s-au petrecut lucrurile foarte greu, noi am fost foarte, foarte corecți, noi am încercat să prezentăm prețul real al unor echipamente de televiziune, am fost amenințați că nu trebuie să spunem că o televiziune totuși costă puțin, adică, sigur, miliarde de lei nu înseamnă deloc puțin,
dar nici ceea ce s-a vehiculat până acum în presă și pe la băncile românești, în care se vorbea de investiții de zeci și zeci de milioane de dolari necesare unei televiziuni. Noi am constatat pe propria noastră piele că trebuie totuși bani, dar oricum nu banii nemiluita, că se poate face televiziune, că poate face și un grup de ziariști tineri o televiziune. Subliniez încă o dată totuși că pe lângă mulți dușmani și multe bețe în roate, au fost și mulți prieteni, oameni care ne-au sărit în ajutor, au fost foarte multe donații, au fost, există un caz interesant prin care o familie care, sigur, înstărită, a vrut cu tot mărțișul să ne ofere o vilă, o vilă întreagă pentru sediu. Noi nici până ziua de azi n-am vrut să primim așa ceva. De ce? În general, cadourile astea costisitoare nu ne pun pe gânduri. Oamenii au spus că țin mult la noi, că nu au copii și că vor să ne doneze nouă totul. Deci nu, încă nu am marșat la aceste lucruri. În schimb, am primit sume mici, dar multe, în cont, de la donatori anonimi, de la oameni care probabil că le-a plăcut ce am făcut noi. Poate că banii sunt și din alte motive trimiși, noi pe cât posibil, după ce o să ne întremăm, o să încercăm să-i restituim, dar este un element care dă dovada faptului că se poate face ceva în România, dacă și vrei. Noi nu putem decât să le mulțumim tuturor și chiar și dușmanilor noștri, noi o să-i privim în condiții normale, nu o să facem niciun fel de gest de răzbunare, îi așteptăm pe toți pe canalul nostru și încercăm să-i ajutăm chiar și pe ei. Spuneți-mi, domnule Deaconescu, v-a fost greu în acea seară în care domnul Weissmann, sau nu știu cum a spus, se cheamă... Robinson Crusoe, a spus că v-a pus să semnați hârtia aia și cred că a fost cumplit pentru dumneavoastră. Da, îmi dau seama că, din păcate, nu poți ca ziarist să-ți faci meseria până la capăt și foarte la un nivel destul de mare, până nu ești stăpân pe mijloace respectivă, până nu ești măcar acționar sau acționar majoritar. Mie nu mi-a venit să cred, nici și acum cred că a fost un vis urât. Din păcate, eu la numai câteva zile după ruptura dintre mine și Tele7 le-am cerut decorurile înapoi, propriile mele decoruri. Erau încrustate cu Dan Diaconescu în direct, sigla emisiunii. N-au vrut să-mi dea niciun fel de decor. Au spus că nu sunt decorurile mele, eu le-am prezentat actele, le cumpărasem din banii mei. I-am întrebat totuși ce fac cu ele, fiindcă scria Diaconescu pe ele, nu mai le puteau folosi la altceva. Au spus că să-i dau în judecată dacă vreau decorurile. Și au fost lucruri greu de înțeles pentru orice tânăr. Iar eu am văzut destule în scurta mea viață până acum, dar asta le-am trecut pe toate. Cert e că se întâmplă asemenea momente în viața unui jurnalist. Sunt mulți ziariști care au pățit lucrul ăsta, din păcate au pățit la un nivel poate mai mic, au pățit în provincie, au fost atâtea arestări printre ziariștii de provincie. Din păcate, colegii mei din București n-au înțeles să sară în ajutor. Sigur că atunci când se întâmplă aici la București ceva, ești într-un fel mai apărat. Tot timpul eu am crezut că ziarele locale, și cred asta în continuare, și televiziunile locale și radiourile locale sunt mult mai puternice și au o audiență mai mare decât cele de aici din București, numai că ele n-au o influență. Politicienii de aici se sperie mai ușor de ziariștii din București și nu de cei din provincie. E un joc de influențe care îi avantajează pe ziariștii de aici, deși, repet, nu tot timpul ziariștii de aici sunt de calitate. Dar de ce nu credeți că unii chiar s-au bucurat foarte tare că n-ați mai lucrat acolo? Că le făceați unora dintre ei concurență? Presupun că da. Și repet, pe mulți... chiar așa un sentiment de bucurie. Pe mulți dintre dușmanii noștri eu chiar îi înțeleg, numai că ei puteau să aibă politețea să facă altfel ceea ce au făcut în ultimele luni, fiindcă vorba aceea, roata se întoarce. Poate că peste 4 ani, la următoarea campanie electorală, vor veni din nou, cum se spune, la mâna noastră. Știe deja acum toată lumea că politicienii sunt drăguți cu presa cu o lună, două înaintea alegerilor și pe urmă ei uită. Sigur că noi nu ne îmbătăm cu apă rece să cerem cine știe ce de la clasa politică. Clasa politică este cum e și eu personal o consider principala vinovată de dezastru în care se află România. Nu uităm că țara noastră e pe ultimul loc în Europa la toate capitolele și e greu să ajungi și pe ultimul loc, dar e ușor de explicat când îi vezi pe cei 500-1000 de
cetățeni români care au condus Republica prin rotație de 10 ani încoace, sunt în fond aceleași fețe Ce-au condus Republica? Care am făcut o rotație, sunt înțeleși puțin, poate oameni știu, cei care conduc sau au guvernat, sunt chiar buni prieteni între ei. Eu am avut ocazia să văd între mari dușmani, cum apare ei pe micile ecrane, cum să spun, chiolhanuri împreună și pupături și toate cele. Domnul Diaconescu, lumea spune că sunteți văr cu tucă. Nu, nu sunt văr cu tucă, am copilărit împreună. Și că l-ați adus dumneavoastră în București și că l-ați ajutat foarte mult și că v-a întors spatele când erați la greu. E adevărat? Da, poate fi îndepărtat și în felul ăsta. Lucrurile s-au petrecut în felul următor. Noi am copilărit împreună, am fost împreună aproape La Caracal, da? la Caracal, liceu, mă rog, am venit în București. Eu eram student la facultate, el locuia împreună cu mine în cămin. Era și student Am la împărțit facultate? aceleași. Nu, nu, el nu era student la facultate. Deci am împărțit Dar unde aceleași era camere. student el? Nu, era student. Nu era student. Așa. Repet, am trăit viața împreună până la 25-26 de ani. Pe urmă, drumurile s-au separat. Eu am lucrat la ziarul Dimineața. Prima oară în 90, mai precis am lucrat la Gazeta de București în februarie 90 și pe urmă la Curierul Național, pe urmă la Jurnalul Național. În toate aceste locuri eu într-adevăr ajungeam primul și pe urmă l-aduceam și pe Marius. Asta nu înseamnă că l-aduceam pe pile, el era un ziarist și este un ziarist foarte bun, dar era normal să ne ajutăm, cine ajunge primul să-l ajute pe celălalt. Pe urmă, la Jurnalul Național, împreună cu Dan Voiculescu, magnatul Dan Voiculescu, am făcut, începând cu Jurnalul de Caracal, un ziar săptămânal, am făcut multe alte ziare de provincie, pe urmă am făcut Cotidianul Jurnalul Național, pe urmă am încercat să facem Antena 1, de fapt o televiziune, era visul meu, un post de radio era visul lui Marius Tucă. Am cerut finanțarea asta lui Dan Voiculescu, el a spus că e ok, că o putem face, numai că a apărut a doua zi Florin Brătescu și cu încă cineva. Dan Voiculescu ne-a prezentat ca fiind cei care urmează să facă postul de televiziune și cel de radio. În acel moment, coroborat cu alte disensiuni între mine și domnul Voiculescu, în sensul că eu vreau să fac o rețea națională de presă, domnul Voiculescu avea bani, eu aveam putere foarte multă de muncă, n-a înțeles să marșeze la proiectul ăsta. Eu i-am tot explicat că sunt totuși chioșcurile lui, rețeaua lui de distribuție, eu nu aveam nici măcar o acțiune, dar doream să fac lucrul ăsta. În fine, și pe fundalul ăsta eu am plecat de acolo, total nemulțumit de atitudinea patronului. Marius a rămas, de atunci am vorbit din ce în ce mai rar. El a promis într-un fel că vine aici la ziarul Oglinda, vorbesc că asta s-a întâmplat în 1995, când eu am început ca nebunul să-mi fac propriul meu ziar. A rămas unicul ziar central cu un unic acționar în persoana mea. Marius a rămas acolo, el a început cariera în televiziune foarte bine, am început și eu cariera în Tele7, deci cam așa stau lucrurile într-adevăr. Drumurile s-au cam Drumurile despărțit. s-au despărțit, el a rămas, cum se zice, angajat la patron și merge foarte bine. Eu am rămas propriul meu angajat. Nu merge atât de bine financiar cum îi merge lui. Nu se știe cine a avut dreptate și cine a făcut pasul cel bun. De adevărat Poate. că îi merge foarte bine lui Marius Tucă și că e foarte bogat, așa spune lumea. Este plătit pentru audiența care o are, câștigă foarte bine față de un om de rând, poate că câștigă rău față de alte staruri de televiziune românești, dar oricum, pentru ce a făcut la Antena 1, cred că fost plătit cum se cuvine și de aia spun, în general, vedeți, ziariștii, sunt ziariști în România care au sute de mii de dolari, unii pe căi cinstite, alții pe căi mai puțin cinstite, sunt ziariști care trăiesc de pe zi pe alta, în general, cei care trăiesc de pe zi pe alta sunt și cei independenți, ceilalți sunt prinși în niște grupuri politice, probabil că lucrul ăsta, per total, se plătește. Nu poți să-ți faci, zic eu, meseria adevărat ca ziarist dacă și câștigi bani mulți. Toți banii care ți se oferă
se cere ceva în schimbul lor de 3 ori pe atât și în general nu se merită. Mai bine mai puțin și pe termen lung decât mult și odată. Spuneți-mi, vă rog, domnule Dan Deaconescu, televiziunea nouă, Oglinda, pe care o să înceapă peste câteva zile și vă doresc mult succes. Mulțumesc. V-ați gândit la grila de programe. În această grilă de programe o să intre și emisiuni mai de cultură, mai de educație, mai de... sau o să faceți dumneavoastră seriale? Și aici au fost multe da, discuții, da. Multe zvonuri, s-a spus că noi o să dăm numai, sau să dăm manele, mormântări, multe lucruri răuvoitoare s-au publicat de către prietenii mei din presă. Noi, într-adevăr, mergem pe o grilă de program chiar utopică, într-un anume fel, fiindcă avem și emisiuni de mare audiență, dar avem și lucruri de muzică clasică sau lucruri de poezie. Absolut, sau de promovare de carte. Sigur că sunt lucruri care noi nu vrem să ne coste foarte tare, în sensul să ne coboare audiența foarte mult și de-aia vor avea o întindere foarte scurtă, o întindere mică, numai că noi chiar le facem, în timp ce ceilalți spun că o să le facă, dar difuzează manele, spun că vor să ajute cultura, dar dau tot felul de pornografii. Noi încercăm cu mijloacele noastre, fiindcă totuși e vorba de banii noștri și numai ai noștri, să împăcăm pe toată lumea și bunul gust și audiența, să încercăm să trăim din publicitate, fiindcă numai din asta trăim, să încercăm să ne plătim toate taxele și impozitele și, prin urmare, vom face tot ceea ce trebuie ca să păstrăm și standardul sus și să și ne putem plăti curentul, cum spuneam, fiindcă este clar, sper să fie clar pentru toată lumea, că între o televiziune excepțională, de un alt nivel, dar care să moară după o lună, e de preferat una care să facă anumite compromisuri în grila de program, dar care să trăiască la infinit. Vedeți, de când a murit Iosif Sava, Dumnezeu să-l ierte, nivelul nostru cultural, mă refer la ceea ce vedem la televizor, a scăzut foarte mult. El era un factor de răspundere, ca să zic așa, care ținea încă în mână niște lucruri. Văd că nu s-a mai născut pe aici, prin București, Iosif Sava. Așa este. Noi avem ceea ce e mai trist este că nici nu prea mai este căutat, că eu sunt convinsă că mai sunt oameni care... Exista deja un public, se putea atunci porni cu alte emisiuni. Să știți că la emisiunile lui Iosif Sava se uitau și oamenii nu cu cea mai înaltă pregătire din lume. Adică el, deși chema la emisiuni numai elite și prezenta muzică simbolică, cu toate astea, foarte, foarte, foarte multă lume îi aștepta emisiunile. Noi avem două proiecte de genul ăsta, acum să vedem care se vor concretiza. Unul este cu domnul Dan Grigore, în acest moment este membru al CNL-ului și nu prea are voie să facă asemenea emisiune. Un altul este cu actualul ministru al culturii, domnul Răzvan Tudorescu, care la fel și domnia sa are o problemă totuși legată de serviciu. Două achiziții grozave, dacă deci, ar putea să le faceți. Sunt oameni care noi zicem că ar întruni un mare număr de voturi, ca să spunem așa. Sigur că da. Dar, deci, repet, avem asemenea proiecte noi, niște amărâți, să spun așa, și de aia eu de aici vin și spun că sunt televiziuni care chiar au bani și care ar fi putut face asta cu ușurință, dar care preferă să zică de alții că coboară ștacheta și promovează prostul gust, în loc să se uite în propria curte. Vedeți, noi la Focșani avem 3 ore de emisie zilnică și eu am 3 emisiuni, dar una emisiune de duminică se cheamă Maestri, unde am adus numai crema spiritualității românești, unde dau și muzică simfonică. Câte un pic, dar dau. Am avut în anii trecuți și nu am fost dat afară din televiziune la un moment dat. Asta e situația, asta e soarta noastră a președinților. Dar vă spun, când am fost rechemată, în august am reînceput, la aceeași oră, la 6, deci de la 6 la 7, de la 18 la 19, și caut să țin o anumită ștachetă. Țin foarte mult la acest lucru și m-aș bucura tare mult ca să văd la televiziunea dumneavoastră lucruri de bună calitate, pentru că lumea, să știți, că e sătulă și de telenovele, și de manele, și de tot felul de vulgarități care au început să primeze, din păcate, în educația copiilor. Asta este îngrozitor. Asta ne și propune, să umplem acest loc gol lăsat pe piață și să încercăm să oferim românilor ceea ce nu oferă celelalte televiziuni. Deci, în felul ăsta, noi ne-am construit grila de program, că m-ați întrebat de ea mai devreme. Mergem foarte mult pe știri, care sunt din 30 în 30 de minute, un lucru pe care nicio televiziune nu le face. Mergem foarte mult pe promovarea vedetelor, spunem noi, starurilor, care nu aveau angajament și care, știu eu din experiența proprie,
că făcea o audiență foarte bună, adică asta înseamnă Mircea Dinescu, Giovanni Becali pe fotbal, Florin Piersic pe divertisment, Ion Cristoiu pe comentariu politic. Deci iată numai câteva nume care se observă și cu ochii liberi în momentul ăsta, n-au propria lor emisiune, cu toate astea publicul cerea așa ceva. Ei n-au fost primiți pe canalele existente din diverse motive, fiecare în parte. Deci, de la talk show până la știri și până la altfel de program, noi încercăm să umplem golul rămas, vrem să promovăm filmul european, asta fără să ne oblige vreo lege, deși aud că într-un an cel mult și televiziunile românești vor fi obligate să aibă 40% film european. Încercăm să dăm film rusesc, într-un fel, în premieră în România. Încercăm, sunt foarte frumoase, super, încercăm să sigur, dăm, că, să încercăm, fiindcă nu știm ce se va întâmpla, să promovăm undeva după amiaza filmul indian, să vedem, deci film românesc, foarte mult film documentar, asta pot să spun cu siguranță, avem într-un son de 25 de minute în fiecare zi în care începem cu cele mai bune documentare românești produse până acum și sperăm ca după ce ele vor fi epuizate, asta înseamnă aproape 100 și ceva de ediții, să apară oameni, să reapuce de treabă de făcut asemenea documentare, fiindcă astea sunt într-adevăr cele care, zicem noi, le așteaptă publicul românesc. Puțin știu că Discovery este un program foarte bine primit de către români. Toată lumea a fost stupefiată, mă refer la agenția de publicitate, că totuși un program de elevat, Discovery, este urmărit de români undeva ca a treia sau a patra poziție, imediat după Pro TV și Antena 1, numai că el nu apare în sondajele de audiență, nefiind aici reprezentat de nimeni. Este, iată, un loc pe care românii îl doresc și care televiziunile românești nu-l oferă. Domnule Dan Deaconescu, mă bucur mult că am putut să realizez această emisiune cu dumneavoastră. Sper că am făcut o bucurie reală și telespectatorilor noștri, cărora le era dor de dumneavoastră. Stimați telespectatori, nu ratați emisiunile mele, pentru că nici nu știți ce pierdeți. Vă mulțumesc și la revedere tuturor telespectatorilor noastre.